O veste proastă pentru începutul acestui an. Ursula K. Le Guin s-a stins. A murit acum câteva săptămâni și este, cred, un moment bun să ne amintim de cele mai bune scrieri. Este un nume enorm pentru science fiction, dar eu o consider o scriitoare foarte bună și punct. N-aș încadra-o neapărat genului, pentru că a depășit de mult genul prin stilistică, prin forță retorică. Dispossessed, deposedații. Asta am citit, am recitit de Ursula K. Le Guin și mi se pare în continuare o carte minunată. A fost adusă și la noi. Este o carte în care practic retraduce războiul rece în termeni SF. O planetă de pe care câteva milioane, vreo 2 milioane de anarcho-sindicaliști care dezvoltă o mișcare anticapitalistă se refugiază pe luna acelei planete, pe astru care gravitează în jurul planetei respective, lăsând în urmă un soi de război rece între două națiuni puternice, ceva care seamănă foarte clar cu Statele Unite și URSS. De pe această lună vine un savant care are o invenție extraordinară, iar acest savant ajunge pe planeta mamă și este șocat de ordinea economică și socială de acolo. Pe lună, evident, anarcho-sindicaliștii noștri sunt extrem de săraci, dar sunt foarte solidari, au și ei problemele lor, nimic nu e deschis în roz, însă descrierea acestor tensiuni are o valoare documentară extraordinară și pentru anii 70, pentru cum vedeau intelectuale din vest toată situația globală, este un SF tipic din acela care traduce realitățile extrem de deștept, ne lăsând în același timp deoparte narațiunea. Narațiunea este foarte alertă, are și acest grad de entertainment teribil pe care îl dă genul SF și pe care îl dă, evident, și autoarea, o mare scriitoare. Citiți așadar Deposedații, citiți tot ce găsiți de Ursula K. Le Guin, în păcate nu mai este printre noi.